Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Haideți să ne luăm la revedere de la toamnă cu această selecție de parfumuri de nota 10. Sunt parfumuri de care eu sunt mulțumită din toate punctele de vedere și pe care vi le recomand cu tot dragul, mai ales dacă mă urmăriți de mai demult și ați simțit că rezonăm. Ei bine, o să încep cu unul intoxicant. V-am mai povestit despre el și știți părerea mea deja, dar vă mai spun încă o dată, este un parfum absolut minunat. Este puternic, persistă bine, este dulce, fructat, vanilat. Un parfum pe care trebuie să-l ai în colecție dacă îți plac parfumurile dulci. Nu o să insist foarte mult astăzi pentru că sunt parfumuri despre care v-am mai povestit, dar este așa un video de tras concluzii. Da. Este un parfum superb și am ajuns la concluzia că este parfumul meu preferat de designer. Chiar dacă am atâtea parfumuri în colecție, unele îmi plac mai mult, ce să zic. Acesta este absolut minunat și foarte, foarte bun. Un alt parfum intoxicant este acest Crystal Love de la Attar Collection și nu mă înțelegeți greșit, poate înțelegeți altceva prin intoxicant, adică nu te leșină încât să nu poți să respiri, însă cu siguranță parfumurile astea despre care spun eu că sunt intoxicante nu sunt pentru persoanele care iubesc parfumurile curate, moscate, proaspete, nu. Astea sunt parfumuri puternice, foarte dulci, cum este și acesta. Este un parfum gurmand, sexy, dulce, are un iz oriental, este un pic afumat, este un pic dark. E un parfum foarte puternic, chiar mi-aș dori să mai testez și alte parfumuri de la Attar Collection, pentru că acesta îmi place foarte mult și mai ales îmi place că este foarte puternic și v-am mai zis și în clipul trecut, umple camera, mirosul rămâne acolo, în cameră, după ce ai folosit parfumul acesta. Este frumos, foarte frumos, dar trebuie să iubești parfumurile puternice, dulci și un pic orientale. Chiar este foarte, foarte frumos. Mergem mai departe în aceeași direcție. Dacă aș face un video cu parfumuri persistente și puternice din colecție, primele trei din clipul acesta cu siguranță ar intra în acel video. Ce vreau să zic despre Foreplay de la My Geisha? Este o combinație de vanilie, tutun, miere și trandafir. Nu știu de ce nu este listat trandafirul. Eu simt trandafir în parfumul acesta și chiar sunt curioasă dacă ați testat Foreplay și dacă simțiți în el trandafir. Îmi place foarte mult parfumul, mi se pare așa foarte puternic, impunător, totodată elegant și sexy. E foarte potrivit în perioada rece și persistă o veșnicie. O veșnicie. Este foarte puternic și îmi place mult de tot. Un alt parfum de nota 10 este Milk by Commodity. Surpriză. Nu este nicio surpriză, parfumul acesta m-a cucerit până peste cap. A devenit unul dintre parfumurile mele preferate și este un parfum la care nu o să renunț. Niciodată o să mi-l recumpăr de fiecare dată și o să fie mereu în colecția mea pentru că este în primul rând un parfum foarte puternic, persistent, cald, este un parfum diferit, nu mai am altceva în colecție, pentru mine este un parfum unic. Poate dacă aș renunța vreodată la Milk, aș merge pe un Milk, acela cu scrisul auriu, Milk auriu, Milk plus, nu știu, Bold parcă se numește. Poate aș merge pe ceva mai puternic decât atât, dar la fel aleg mereu parfumuri care să fie echilibrate, de aceea l-am ales pe acesta. Îmi place foarte mult, este special pentru mine acest parfum și așa va rămâne, cred eu, dar na, știți cum e, niciodată nu ai de unde să știi, niciodată să nu spui niciodată pentru că preferințele se schimbă.
dar momentan spun că este unul dintre parfumurile mele preferate. Este un desert cu lapte, dulce, greu de descris izul acesta gurmand care se simte aici, greu. Dar în combinație cu un lemn așa negru, un lemn cu un iz puternic, e minunat, minunată combinația asta. Testați Milk, testați-l. Eu sunt fericită că știți că am făcut clipul acela în care spuneam că nu-l recomand blind. Deci până acum l-au testat câteva fete, l-au și cumpărat câteva fete blind și au fost impresionate. Și mă bucur, deși mi-e teamă uneori când găsesc parfumuri din acestea mai deosebite, mai ciudățele, așa, nu recomand blind, dar vă mulțumesc că ați avut încredere în mine și în preferințele mele și rezonăm și atunci v-a plăcut și vouă. Ba chiar v-a impresionat Milk, mă bucur. Mergem mai departe cu By the Fireplace de la Maison Margiela. Of, ce potrivit, ce potrivit este parfumul acesta pentru toamnă. Este foarte bine miroase. V-am mai zis că parfumul acesta mie mi-aduce amintiri. Miroase a lemne arse în sobă. Miroase a copilărie, a casa bunicii. Dar are și un iz dulce, o bezea arsă. Îmi place foarte mult parfumul acesta și el este un parfum unic pentru mine, pentru că nu, cel puțin când l-am mirosit prima dată a fost dragoste la primul puf. Este super parfumul. Și da, este foarte potrivit în perioada rece. Pe el nu l-am descoperit acum, dar aș vrea ca nici el să nu-mi lipsească din colecție vreodată, pentru că, v-am zis, este un parfum de stare și îmi aduce amintiri. Îmi place foarte mult să-l port și pe acesta. Și din nou vă zic, este un parfum care îmi place din toate punctele de vedere, pentru că și persistă bine, foarte bine persistă pe mine. Aș vrea și altele de la Maison Margiela să fie atât de puternice. Este și foarte intens, îmi place. Un alt parfum de care sunt mulțumită din toate punctele de vedere este Star de la Maubusson. Nu cred că este o surpriză pentru că l-ați văzut și în clipul trecut și am primit și un comentariu că se găsește. De fapt am mai discutat cu fetele despre faptul că se găsește pe Notino la peste 400 de lei. Superb, superb, ne place la 400 de lei când el a fost până în 160. Adică, da, ne place foarte mult că nu se mai găsește pe niciun site decât pe Notino. Eu zic să nu dați 400 de lei pe el pentru că vă va mai apărea, cu siguranță. Pe make-up, parfumul, depozitul de cosmetici a fost până în 160, a fost și la 130, a fost și la 90, adică totuși, nu. Nu aș da 400 de lei pe Star. Dar este un parfum care îmi place foarte, foarte mult și care miroase a iris. Iris catifelat. Și are o parte florală și o parte gurmandă. Este un iris catifelat, un iris cremos, o bezea arsă, un iz lemnos. Este toamna într-o sticluță, dar și iarna într-o sticluță, da, e 2 în 1, foarte frumos parfumul ăsta și este și dulce, și dulce este, îmi place atât de mult. Un alt parfum de nota 10, cred că l-am pus și anul trecut într-un video de genul acesta, Vanilla 28 de la Kayali. Dacă vreți vanilia perfectă, puteți să găsiți asta în Vanilla 28, dar puteți să-l testați mai degrabă și să vedeți voi dacă așa este. Să știți că pe mine Vanilla 28 m-a dus întotdeauna cu gândul la label. Simt că are ceva de acolo, doar că aici găsim o vanilie care iese mai mult în evidență și este mult mai puternică.
dar pe fundal acolo undeva este un nis de label. Ei, o să ziceți că ce prostii mai spune și asta, așa simt eu. În acest parfum simt zahăr brun, simt o vanilie puternică, spicy, dulce, dulce, leșinător, dar simt și un nis de vată de zahăr sau un nis fructat. Da, are un nis fructat. Și ca să fie treaba, în combinație cu Oud Arabie Flavors 28, l-am luat de pe Dubai Collection pe acesta pentru că mai am puțin vanila în 28 și merg foarte bine în combinație. Miroși ca o vanilie mergătoare. Da, e foarte mișto combinația și foarte puternică. Pe acesta îl folosesc în păr și mă dau cu vanila 28. Ideea e că este o mică diferență între ele. Mi se pare că în vanila 28 eu găsesc un nis fructat, un nis de vată de zahăr. Întotdeauna am zis chestia asta pentru că să știți că mie asta îmi place la vanila 28, că nu este doar vanilie. Are ceva. Are ceva acolo diferit. Și în Flavors 28, în acest ulei, eu simt mai mult o vanilie mai dark, mai spicy și mai mult zahăr brun. Deci nu simt izul acela fructat pe care îl simt în Kayali Vanilla 28. Dar astea două merg împreună de minune. Se potrivesc foarte bine și mă bucur că am luat acest Oud Arabie. Nu știu dacă mai este pe stoc acum pe Dubai Collection, însă e prima dată când sunt atât de încântată de un ulei de genul ăsta. Pentru că, în primul rând, mi se pare de calitate recipientul acesta, are o biluță de metal și când este aplicat nu lasă, intră repede în piele, mi se pare mai dens ca și ulei. Da, este o vanilie superbă. Combinația asta este superbă, 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 foarte bună. Dacă vă plac parfumurile intoxicante și vanilate, e perfectă. Perfectă. Și să știți că 10 ml de vanila 28, cred eu că este de ajuns, mai ales când ai multe parfumuri, pentru că este destul de intens și de puternic și oricum n-ai folosi foarte mult la o utilizare. Da. Un alt parfum de nota 10 este Angel. Și eu am aici o variantă veche, dar mi s-a părut că, mă, când l-am folosit în toamna aceasta, pur și simplu am simțit o mare bucurie. Atât de puternic, atât de persistent, atât de frumos, condimentat, dulce, gurmand, ciocolatos. Foarte frumos este parfumul acesta. Nu știu cum este cel care se găsește acum în magazine, pentru că eu am aici o variantă veche și trag de ea, ca să zic așa. Dar acesta este minunat, minunat. Ce mai departe la Burberry Goddess. Îmi place foarte mult parfumul acesta și m-am bucurat tare mult atunci când a apărut și la noi și l-am testat. Pur și simplu m-a cucerit de la primul nas. Parfumul acesta este din nou unul vanilat, un pic aromatic, foarte nuanțat, cu nuanțe de cacao, de lavandă. Îmi place foarte mult, este un parfum versatil, foarte potrivit de zi cu zi pentru că are mai multe tipuri de vanilie, dar nu este genul acela de vanilat intoxicant. Nu îl văd așa. Îl văd echilibrat, îmi place, îmi dă o stare bună, mă bucură parfumul acesta și îi dau 10. Un alt parfum de nota 10, din punctul meu de vedere, este Gritty Tutu. Eu când am testat parfumul acesta prima dată, am zis, trebuie să fie al meu. Mi-a plăcut atât de mult pentru că eu am simțit în primul rând o zmeură cremoasă și de obicei zmeura în parfumul, cel puțin așa am simțit-o eu, am simțit-o mai proaspătă în parfumuri, ceva mai fresh. Aici nu, este o combinație de flori, fructe și o bază
vanilată, dar în același timp fructată. Asta mi-a plăcut foarte mult, baza aceasta care are smeură, mosc, vanilie și ambră. Este un parfum versatil, pe el nu îl pun în categoria de parfumuri intoxicante pentru că îl văd un parfum destul de echilibrat și potrivit așa pentru tot anul. De exemplu, l-aș purta și l-aș vedea diferit primăvara cu o rochie așa roz, cum este și sticluța aceasta. Este un parfum romantic, feminin și elegant în același timp. Bun, bun, foarte bun de a fi un parfum semnătură. Nota 10. Haideți să vorbim și despre regula 11 sau Amara sau Amoro sau cum vreți voi, pentru că ne dă bătăi de cap această denumire. Parfumul acesta este de la Rolf Fragrances, l-am descoperit în această toamnă și m-am cucerit prin unicitatea lui. Când l-am mirosit prima dată, m-am dus cu gândul la 100 de trandafiri catifelați într-un buchet. Dar totodată m-a dus cu gândul la trandafiri, dar totodată nu am simțit trandafirul pe care îl simt, l-am simțit în alte parfumuri. Deci este total diferit. Miroase a trandafiri, așa cum nu i-am mai simțit vreodată în alte parfumuri. Îl simt spicy, îl simt cald, elegant, sexy. Un parfum pe care l-aș purta la o cină romantică, pe care l-aș purta seara la un restaurant. Bine, eu îl port oricând, adică vă zic așa niște idei și unde mă duce cu gândul, doar ca să vă imaginați voi cum miroase. Mi se pare un parfum elegant, este puternic, este frumos, este unic și îi dau nota 10 și lui. Și ultimul parfum din această selecție de nota 10 este Amouage Honor 43. M-a cucerit parfumul acesta în timp. În timp. V-am mai zis, mi-a plăcut când l-am testat prima dată, mi s-a părut un pic ciudățel pentru că nu mai întâlnisem mirosul ăsta, dar m-am obișnuit cu el și mai mult de atât am început să întind mâna după el. Îmi place foarte mult cum miroase, este un parfum bun. V-am mai zis, de asta am zis să nu insist foarte mult să vă spun despre acestea pentru că v-am mai povestit despre ele, dar simt un iz acrișor, fresh, proaspăt, în deschidere este acea rubarbă acrișoară, simt un iz de piele cremoasă, cumva mă duce cu gândul la ceva lactonic. Asta cred că v-am zis-o prima dată când v-am povestit despre acest parfum. Este o piele catifelată în combinație cu niște flori cremoase, flori albe. Este un parfum puternic în același timp, foarte persistent, foarte intens și îmi place foarte, foarte mult. Pe el îl văd mai potrivit în perioada rece, toamna, dar că m-am obișnuit cu mirosul acesta, o să văd cum se comportă și când este mai cald, pentru că totuși are o doză de prospețime în el. Ei bine, acesta a fost ultimul video de toamnă și ne pregătim pentru luna decembrie, o lună magică, îmi place foarte mult vibe-ul lunii decembrie, așa că de-abia aștept să-l petrecem împreună și să vorbim despre parfumuri crăciunistice, poate să fac și ceva cu decorul acesta, să-l fac un pic crăciunistic și stați pe aproape pentru că am niște surprize în luna decembrie. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, puteți să împărtășiți și cu prietenii voștri clipurile mele, iubitori de parfumuri. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!